La schimbul stabil aș recomanda să, să fie mai deschis, să accepte provocări, el este de obicei să fie mai interiorizat, să ia inițiativa și să fie deschis la schimbări. Iar la stilul conștiincios, să nu evalueze chiar foarte mult tot timpul, să nu aibă tot timpul o gândire foarte analitică, să încerce să fie mai flexibil. Cu toții, cred că avem ne dorim să avem un management al timpului cât mai riguros. Trăim și într-o epocă în care vrem să facem foarte multe lucruri, să le facem foarte repede și parcă niciodată nu avem timp suficient. Așa că, în această seară, eu v-am adus la fiecare dintre voi două liste. O listă care cuprinde anumite acțiuni pe care le puteți face în funcție de tipul de personalitate în care v-ați regăsit, da, câțiva dintre voi, cu privire la un management al timpului mai riguros, da? Și o altă listă ține de relațiile pe care le aveți voi cu partenerul de lângă voi. Sunt anumite stiluri de abordare, de fraze, cheie, pe care le puteți folosi relația cu persoana dragă de lângă voi, partenerul de viață, și puteți avea un succes, puteți avea o relație mai armonioasă. Da? Și atunci o să vă dau la fiecare câteva listă de aceste. Sper să vă fie de folos. Îmi doresc să aveți parte de o personalitate cât mai echilibrată și să întâlniți persoane cu caracter cât mai bun. Mulțumesc frumos!